Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Dacă sunteți vizitatori mai vechi și reveniți, continuați să reveniți pe canalul meu de YouTube, vă mulțumesc. Datorită vouă, eu reușesc să fac filme cât de des pot eu. Dacă sunteți noi, dați-mi voie să mă prezint. Numele meu este Adriana, sunt cosmeticiană și în general vorbesc despre îngrijirea pielii cu produse proaspete și cât mai naturale. Și astăzi, pentru că deja suntem în iunie și suntem flămânzi așa de soare și de puțină căldură și de puțină vară, m-am gândit să vă arăt o mască ușoară, exfoliantă, dar în același timp și hrănitoare pentru piele, cu un produs care arată ca un soare mic. Și acel produs este acesta. Este o caisă foarte bine coaptă și, după cum vedeți, este zemoasă și nu mai bună de mâncat, ca niște obrăjori de copil mic. Ca să nu spun altfel. Așa. Și ce voi face eu cu ea? Pur și simplu o voi desface foarte blând, ca să nu dau pe mine seamă. Așa, să vedem dacă și reușesc să o desfac. Mă stăruiesc, dar a reușit să o chinui săraca. Ar fi trebuit, am chinuit-o bine de tot. Aici mi-a rămas sumburelul, ca să vedeți că este și cu sumburel. Asta se poate mânca, iar asta, bucata asta, va merge pe piele, deși mi este foarte greu să rezist la așa ceva. Îmi cer scuze pentru sunete, nu știu ce fac vecinii pe aici, dar îmi cer scuze. Sunt foarte pofticioasă și la fructe nu rezist. Ce facem cu caisa asta? Stoarcem bine bine între degete ca să scoatem zeama și după aceea ne vom da cu ea pe față. Foarte bine, mersi. Caisele, după cum știți, dacă știți, nici eu nu am știut că sunt chiar așa de pline de vitamine și de minerale, dar pe lângă vitamina A, sunt pline de vitamina A, dar pe lângă vitamina A au și calciu și sodiu și beta-caroten și niacinamidă, adică vitamina B, au și vitamina B. Și dacă vă plac produsele cu vitamina B, s-ar putea să vă placă și piersicuța asta. Eu îmi dau frumos și pe sub ochi. Mă uit în display-ul telefonului pentru că nu am nici mai știu cum se numește oglindă. Vai de mine! Vai de mine! Iarăși la mine lumina face, după cum observați, are niște, face niște șmecherii și când e mai multă lumină, când este mai puțină. Nu știu dacă este din pricina telefonului sau se învârtește vreo zânică pe aici, pe lângă mine. Așa. Și foarte bine, îmi întind caisa pe față. Cei care sunt obișnuiți să mă vadă cu măști din acelea nebune, nebune și colorate și negre, vor fi dezamăgiți astăzi că nu m-am mai prostit. Chiar așa, în halul acela. Și nu mi-am mai pus
argilă pe față, astăzi nu argilă, astăzi vreau un pic să lucrez pe hidratare și pe tonifiere, dar și pe curățare, pentru că ieri a fost luna nouă și când avem energia asta de luna nouă, este bine să ne întoarcem către noi, către natură. Și cum să ne întoarcem la natură dacă nu folosim produsele pe care ni le dă ea? Că nu ni le dă degeaba. Și pe buze îmi pun un pic. Pe aici mă ustură puțin pentru că am o zgaibă. Nu știu pentru voi cum a fost luna mai, dar pentru mine luna mai a debutat cu un eveniment nefericit, cu o înmormântare și s-a terminat cu o participare la Digital Device Awards. Am fost invitată acolo de Ana de la Beauty Barometer. Nu vă gândiți că am câștigat eu cine știe ce premiu, că ea nici nu știu despre mine că exist. Dar am uitat să mai câștig și vreun premiu serios. Nu, dar a fost o ocazie foarte bună pentru mine ca să ies în lume în primul rând, pentru că nu am mai ieșit de foarte mult timp. Am stat mai închisă în casă, așa. Și când am ajuns acolo, bineînțeles că mi-am pus și eu întrebarea, eu de ce fac filmele astea? Pentru cine le fac? Pentru mine? Pentru voi? De dragul artei? Pentru că am ceva de spus? Și am ajuns la concluzia că fac filmele astea pentru că simt eu că am ceva de spus. Și simt că am acumulat destul de multă informație din mai multe domenii conexe cu frumusețea și cu sănătatea. Iar așa au venit zânele. Bine ați venit! Nu am nicio problemă că sunteți pe aici. Așa, deci spuneam că am cules o grămadă de informații din domenii conexe și pentru că eu mă gândesc foarte mult la îngrijirea feței, la piele în general, la microbiomul pielii, cum se comportă corpul uman, cum se comportă pielea și așa mai departe, am reușit să fac niște conexiuni în capul meu și cred eu că este timpul să împărtășesc și cu ceilalți ce am învățat de-a lungul timpului și eu de la alții. Dar și conexiunile pe care le-am făcut eu în capul meu. Iar această bubiță pe care o vedeți, o am pe față pentru că așa, acum rămânem cu asta pe față, așa. Și cu asta ce mi-a rămas pe mâini, o să mă dau pe mâini. Pentru că și mâinile sunt ale mele. Da, vă spuneam că am bubițele astea pe față pentru că eu mă potez așa și fac bubițe de la make-up. Nu pot să port make-up și fac tot felul de chestii pe față. De la make-up. Și după aceea trebuie să mă îngrijesc foarte bine ca să îmi treacă. Mi-a rămas. Am și pe aici niște bubițe și pe aici. În fine, nu contează asta. Și că tot veni vorba despre bubițe, la un moment dat am văzut niște comentarii, întreba cineva dacă să se dea cu nu știu ce pe față, nu mai știu despre ce era vorba. Și o altă doamnă i-a spus, poți să te dai, dar ai grijă că vei face, cum i-a zis? Stați așa să-mi aduc aminte termenul.
Vei face un purging groaznic. Hai să vedem ce-i cu purging-ul ăsta, noi oameni buni. Purging-ul ăsta e ca și cum ai spune, nu gătesc acasă pentru că trebuie să spăl vase. Și de multe ori ni se întâmplă ce-i drept. Să folosim și strategia asta. Nu gătim acasă pentru că trebuie să spăl vase și nu am timp să spăl vase, mai ales dacă n-am mașină de spălat vase. Deci nu judec pe nimeni, să nu mă înțelegeți greșit, că și eu am cochetat cu ideea de a-mi cumpăra farfurii de plastic ca să scap de spălatul vaselor. Mi se pare mai economic. Dar purging-ul ăsta, să nu-i dai pielii un element care îi trebuie doar pentru că ți este teamă că îți vor apărea bubițe, nu e chiar ok, pentru că bubițele acelea au și ele scopul lor. Acum, dacă este o alergie, dacă este o eczemă, dacă este o dermatită care apare de contact la un produs, asta este altceva. Dar dacă ai luat un produs cosmetic sau o fructă, că și de la fructe ți se poate întâmpla, dacă au început să-ți iasă niște bubițe dintre alea, lasă-le în pace, tratează-le, pune pe ele ce știi tu să pui pe ele și îți vor trece. Asta înseamnă că pielea lucrează și evacuează toate toxinele acelea care nu îi fac ei bine. Acum, și să o las să se îmbâxească, iarăși nu este bine, pentru că dacă ți-e teamă de purging-ul ăsta sau de curățarea asta care se întâmplă când pui un produs cosmetic și scoate afară și curăță și după aceea îți rămâne pielea frumoasă și catifelată, dacă ți-e teamă de asta, până la urmă se va întâmpla un purging chiar groaznic și te vei trezi cu acne de toată frumusețea. Deci nu vă temeți de purging. Este neplăcut, este adevărat. Ustură, e urât, arată câh. Na, ce să zic. Nu e cea mai mare fericire din viața unei femei să aibă bube pe față, dar nu durează mult. Dacă nu durează mai mult de o săptămână, 10 zile, atunci aceea este o criză de vindecare, cum îi spun terapeuții. Este o criză de vindecare, pielea elimină ce a strâns pe acolo, produse de deșeuri de metabolism, le elimină și după aceea rămâne curată, frumoasă și poate să își reia procesele de metabolism și de viață în general. Da? Deci nu vă temeți de purging. De ce trebuie să vă temeți? De lipsa purging-ului. Și, cum îi zice, trebuie să vă temeți să nu încărcați, să nu o îmbâxiți. De asta trebuie să vă temeți. Mai bine vă demachiați de două ori pe zi, dimineața și seara, și vă puneți cremele pe care le cunoașteți voi și cu care vă simțiți voi bine, decât să nu-i dați pielii nimic și să se îmbâxească. La mine, când veni vorba despre curățat, după cum observați, s-a uscat șmecherica asta de pe fața mea și a format o peliculă la suprafața pielii, care simt eu că mă și strânge puțin. Și dacă vă uitați aici pe ovalul feței, se și vede. Și dacă o mai și ajut eu puțin, hop, întineresc cu 5 ani. Da? Deci, se vede. Și se vede că am piersică bine pe față. Da? Mi-a întins bine fața și cu ocazia asta, când se întinde fața, se micșorează și vizibilitatea porilor. Porii se văd așa mari pentru că pielea nu mai este elastică și stă adunată așa. Și când o întind, se micșorează și vizibilitatea porului. Asta ca să vă răspund la întrebarea cum facem să închid porii.
Acum eu mă voi duce să mă spăl pe față, pentru că simt că mă strânge. Vedeți că mi-am dat și pe la ochi și mi s-au deschis și ochii mai mult. Nu mai am așa multă piele în exces. Asta este o metodă de, cum îi zice, lifting dintre la rapid, așa. Când am început filmarea și zâmbeam, aveam pe aici niște chestii, acum nu le mai am. După ce o să mă spăl, o să le vedeți din nou acolo. Dar voi veni și voi face un masaj special pentru ochi. Pentru că eu astăzi am umblat prin soare și mi-am obosit. Și chiar așa, să nu uit să-i spun mamei să-mi aducă pălăria. Mi-am uitat pălăria pe unde am fost la începutul lunii mai. Mi-am uitat pălăria acolo și acum umblu așa prin oraș și cine mă vede zice: Doamne, ce femeie încruntată, ce supărări o avea sărmana. Sunt tot timpul: nu te uita la mine, nu vorbi cu mine. Dar e din pricina soarelui, dacă mă vedeți așa, băteți-mă pe umăr că și întrebați-mă de sănătate, că sigur nu mușc. Ok, mă duc mă duc să mă spăl și revin cu masajul pentru ochii obosiți de soare. I'll be back. Am revenit, nu știu dacă se vede că încă sunt udă pe față și după cum v-am învățat într-un filmuleț anterior, nu mai știu în care este, o să-l găsiți voi, mă voi tapota cu un șervețel. Un șervețel obișnuit. Bineînțeles că mi-a intrat șmecherică de-a intrat asta și în ochi și m-a usturat. Dacă vi se întâmplă și vouă, don't worry. Nu e nicio problemă. Trebuie să ștergem și nasul. Oricât de urât vi s-ar părea, dar nu avem ce să facem, nu putem să lăsăm acolo apă în nas. Trebuie să o ștergem. Asta e. Și-am mutat și părul, bineînțeles. Pentru că eu nu știu cu ce înseamnă să mă spăl pe față fără să îmi mut părul. Așa. După ce vă veți spăla, veți vedea că pielea rămâne la fel de catifelată ca și coaja de, cum îi zice, de caisă. Nu e aproape nicio diferență între felul în care se simte pielea mea la mână. Ce-mi place. Vai, îmi place foarte mult. Ok, am scăpat de șervețel. Și acum am aici un ulei de migdale dulci de la Trio Verde, îl vedeți, nu știu dacă așa. Ăsta este uleiul cu care eu fac masaje și cu care mă masez și pe mine. Îmi pun o pompiță, două, cred că sunt suficiente, în palmă. Îl încălzesc bine, după cum știm, încălzim uleiul. Și îl aplic frumos pe frunte, pe față, pe sub ochi, pe sub sprâncene. Nu văd de ce nu i-aș pune și pe sub sprâncene. Și acum durerea mare la mine este aici, la sprâncene. Pentru că v-am spus că am stat încruntată de la soare și atunci îmi susțin sprânceana așa și bag mâna pe sub ea și îmi masez bine, bine mușchii ăia de acolo, pentru că mă dor. Cred că o să fac aici niște mușchi așa. Intră la de neandertalian așa. Și după ce am masat bine, bine acolo, masez și între sprâncene.
Pentru că și aici am un mușchi. Și apoi vin pe mușchii mari. Pot să mai așez un pic și aici, la tâmplă, în colțul ochiului, deși la mine aici mă doare cel mai rău. Masajul eu îl fac cu degetul mijlociu. Am și motive mecanice, pentru că este cel mai lung deget al mâinii, dar am și motive energetice să fac asta. Și când voi da drumul la canalul de pe Patreon, de acolo vă veți putea cumpăra filmulețele despre masaj și acolo voi explica de ce folosesc degetul mijlociu și care sunt motivele mele energetice să-l folosesc. Dacă este cineva printre voi care deja știe, poate să spună. Da. Aici mă doare rău. Asta e ceva care doare prima dată. N-am loc cu amândouă mâinile acum să mă asez, pot să mă asez și doar cu mână. La început doare, dar după aceea se relaxează foarte bine mușchii. Aici mă doare cel mai rău. Nu știu dacă se vede că m-am și înroșit. Și acum să mă lăsăm frumos și ochii. Optulețele, despre care știi mult prea bine. Cerculețele, mersul pisicii, spun eu la mișcarea asta. Bine, ea ar fi trebuit să fie făcută invers cu mâna asta aici. Ca să ridicăm. Să ridicăm totul și fixăm aici. Și aici, în partea asta, altă. Ridicăm bine, bine. Acum s-a întunecat, iute. S-a făcut întuneric. Deci la mine, fraților, trec zilele într-un ritm barbar. În 23 de minute, nu știu câte zile am avut și nopți. Dacă ne luăm după lumina de la... Okay. În ultimul timp am observat că simt nevoia să mă masez foarte bine și vârful nasului. Și dacă a răsărit soarele din nou, iată ea. Eu nu știu ce face telefonul ăsta al meu. Dacă voi știți de ce face așa, dați-i și mie de știre. Că eu nu înțeleg. Stinge vreo lumina. Așa. Așa. Okay. Mult mai bine. Îmi masez și bărbia ca să o întind bine. Și ca să mai dispară șmechericile astea. Sunt și niște exerciții de tonifiere a mușchilor feței, dar bineînțeles că eu nu le fac.
Și atunci nu pot să vă cer nici voi să le faceți. Eu fac ce vedeți acum. Masajul ăsta. În curând vă voi arăta și un masaj pentru buze. Dar astăzi este doar așa. Pe repede înainte că deja au trecut multe minute. Dar am și vorbit despre lucruri interesante. Și dacă v-ați uitat până aici, la mine, dacă ați ajuns până în acest punct al filmului, vă rog să îmi lăsați în comentarii un emoticon care să demonstreze, care să-mi dea mie de știre că felul în care v-ați simțit atunci când v-ați uitat la acest filmuleț. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare, care sper să fie cât mai curând, și până când ne vedem, vă îmbrățișez și vă pup tare, vă spun că vă iubesc din tot sufletul și vă reamintesc că tinerețea se cultivă, frumusețea se învață, vă pup! Pa! Să ne vedem cu bine!